Oamenii de cultură din Sălaj care au obținut rezultate remarcabile în activitățile lor vor fi premiați mâine la Gala Culturii Sălăjene. Evenimentul organizat de Direcția Județeană pentru Cultură și ajuns la cea de-a treia ediție va reuni peste 300 de invitați din diferite domenii de activitate. Artiști, cercetători, oameni de cultură, muzeografi și nu numai. Premiera se va face pe câteva secțiuni, respectiv promovarea Sălajului, protejarea și restaurarea monumentelor istorice, activități muzeale, patrimoniul cultural imaterial, cu subsecțiunile salvgardarea patrimoniului și promovarea folclorului local, cultură scrisă, teatru, film, muzică, mass media și susținerea culturii. Invitat special la eveniment va fi Luminița Constantin, secretar general adjunct în Ministerul Culturii, care va înmâna și diplomele celor premiați.